dedicat, sunt perseverent și mă consider un luptător. Sunt un team fair play, sunt loial, sunt de cuvânt. Țin foarte, foarte bine un secret, așa că le țin secret. Cele trei lucruri ar fi timp, în primul rând, timp pentru familie, mai mult timp pentru prieteni, mai mult sunt două, și al treilea aș fi mai direct, multe cazuri. Polițist. Nu știu dacă era neapărat prostie, îmi plăcea să stau foarte mult pe terenul de sport și plecam fără să spun acasă, 7, 8, 9 ore, cel citind noaptea cu lanterna asupra, pe mă că nu aveam voie să după ora 10. Să vindec. Să fii sănătate. Clar aș merge în viitor. Să mă suporte și la 12 ore, că până acum singura persoană care m-a suportat 12 ani e soția, deci cu ea. Cred că la petrecerea de 8 martie. Nu am plecat de la birou și nici nu cap să apăr. Azi dimineața am mâncat un iaurt. În acest moment sunt fructe și lactate foarte multe. Păi cred că pentru doamne aș face un crapun pur, îmi place foarte mult peștele acestea, iar cu domnii cred că aș face un mușchi la tavă foarte, foarte bun și cu vin roșu. Tata aș lua la cina mai de ceva timp. Citit, sport și filme doar. Zâmbesc când văd un copil zâmbind tot timpul. Ultima carte pe care am citit-o este o carte de Jim Collins despre secretele și succesul în afaceri. Am văzut două filme clasice, plac foarte mult filme clasice, un film cu John Wayne, Big Jake, Mare Jake, și am văzut un film chinezesc, Bătălia de la Stânca Roșie, foarte, foarte interesant și foarte bun pe tot ce înseamnă strategii. Păi aș vrea să joac, mi-ar place să joace, dar tânăr fiind, nu ca o vârstă, acum Alain Delon. Cum zicea un clasic în viață, iarna nu e ca vară și de aceea nici roșiile nu sunt tot timpul dulci. Politică roșu, în ziua viața de zi cu zi albastru. Ciocolată albă. Mai în cadăr și relaxarea mea. Depinde în distanță. Am două stochi. Caldă. Mare. Cărți mai mult. Păi puteți să mă întrebați ce părea am despre Craiova Forum? Excelent.